Răzvan, din păcate a venit prima înfrângere de pe teren propriu, dar suntem în continuare aproape de locul 2. Da, este adevărat. Am pierdut un meci care, zic eu, nu trebuia să-l pierdem. Un rezultat de egalitate era echitabil. Mergem acum la CXR, dar sper eu să câștigăm primul meci din deplasare. Adică nu sper, sunt sigur că o să-l câștigăm. Și rezultatele ne ajută să sperăm încă la locul 3, de ce nu și locul 2. Este un meci pe care suntem obligați să-l câștigăm, dacă vrem să mai sperăm acolo sus. Și cred că o să-l și câștigăm. Un mesaj pentru suporterii Constanței care au fost alături de voi în ultima perioadă? Da, ne bucurăm că au venit în număr cât mai mare la fiecare meci și le spunem că o să dăm totul pentru echipă și o să fie mulțumiți de noi.